Fotbalul românesc în Doliu. Marcel Popescu, fostul președinte al CS Dinamo, a murit la 72 de ani. Bărbatul își aniversase ziua de naștere chiar luna trecută, pe 20 noiembrie. Este zi neagră pentru sportul românesc. Marcel Popescu, fostul președinte al CS Dinamo, s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Cel care a făcut tragicul anunț a fost chiar Ionel Culina, actualul ofițer de presă al echipei Dinamo. Marcel Popescu a activat ca președinte al CS Dinamo timp de 9 ani, din 2000 până în 2009. Potrivit PlaySport, Ro, bărbatul fusese diagnosticat cu leucemie în urmă cu mai mult timp. În ultimele trei săptămâni, starea acestuia s-ar fi agravat și a fost nevoit să se interneze la Spitalul Fundenii. Chiar dacă medicii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i salva viața, organismul lui Popescu a cedat, iar decesul a fost declarat. Ionel Culina, mulțumesc pentru tot ce ai făcut! Ionel Culina, actualul ofițer de presă al clubului Dinamo, a ținut să transmită un mesaj emoționant de adio pe pagina lui de Facebook, după vestea care a lovit fotbalul românesc, Dumnezeu să te odihnească, Marcel Popescu. La finalul anului 1999, Marcel Popescu lăsă liber postul de ofițer de presă al fotbalului dinamovist pentru a prelua funcția de președinte al CS Dinamo. Mulțumesc Marcel Popescu pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului pe care l-ai iubit necondiționat până astăzi. Îmi primise 72 de ani luna trecută, pe 20 noiembrie.